Mă uit pe registrările de la meciul de la Târgu Mureș. Mureșul a marcat 50 de puncte, Craiova 61, Loții Lazar are 12 puncte marcate și 7 recuperări, Iurevicius 11 cu 6 recuperări și 3 asisturi, 10 puncte pentru Iuri Fraseniuc, revenit, iată, după o accidentare. De partea cealaltă, la Craioveni, Pantici, 12 puncte, este principalul marcator. Hargrove are 9, câte 7 pentru Burlacu, Johnson și Bogdan Popescu. Să ne aruncăm o privire și la meciul dintre Steaua și CSU. Atlasib Sibiu, steliștii se duc la plus 9, iată, 74 la 65. Pani Baraci îl secundează pe Nicoară, 14 puncte pentru Baraci. Nicoară are 22 și 8 recuperări, cu 12 puncte și 5 recuperări. Gilbert este cel mai bun de la Sibiu. Revedem pătrunderea lui Adamovici. A fost fault asupra fundașului lui UBT. Două din două pentru Filip Adamovici. Kindle Dykes pe bancă, are 17 puncte, 4 recuperări și o pasă decisivă, dar atenție, și 4 mingi pierdute. Kindle Dykes. Pașalic cu 12 puncte este al doilea marcator. Jigheranovic are 8 puncte, dar doar 2 mingi prinse la panou. 2 el și 2 Baciu, pivoții principale ai Clujului, au împreună cât a prins Turok singur, sau Dykes singur. Sunt ceva probleme cu tabela de marcaj. În spatele mesei de arbitraj ați putut vedea și pe Mircea Cristescu, care conduce din postura de manager echipa clujeană. Da, meciul este întrerupt pentru a se remedia sau să încerca remedierea problemei cu tabela. Avem prilejul să ne mai aruncăm o dată privirea pe celelalte rezultate. Steaua conduce 78 la 70 cu 3 minute și 50 de secunde înainte de finalul partidei cu Atlasib Sibiu. BC Mureș, Târgu Mureș, CMU Craiova 52 la 66. Pitești, Timișoara 77-54. Dinamo, Energia Târgu Jiu 83-63 și Phoenix Galați, Gaz Metan Mediaș 99 la 91. Meci în care am putea avea o premieră ca ambele echipe să înscrie peste 100 de puncte. Ar mai fi timp pentru așa ceva. Galațul mare are nevoie de un punct, Mediașul de 9 puncte în 2 minute și 45 de secunde. A intrat Petrișor la Oradea. Primește acum Barnett, Zupan, Markovic, pași, nu, fault, da, așa e, întâi fault. A treia greșeală personală a lui Pașalic. Pașca pentru Petrișor. Adamovici încearcă să-i fure mingea, Petrișor se descurcă bine, Zupan, înapoi la Petrișor,
Barnet, două secunde, Petrișor din colț, ratează, Pașca vine, excelent. La urmărire, mingea iese însă din el. Mingea iese din Rareș Pașca și Clujul are posesia. Cred că cei din conducerea Oradeană știu rezultatul de la București, acolo unde Steaua are plus 11, mai sunt 3 minute și jumătate, astfel că mai sunt atât de focusați, probabil, pe rezultatul acestei partide. În cazul unei victorii Stelei CSM Exim Bank București, Oradea termină pe 2, indiferent de rezultatul acestui meci. Iar Steaua se duce la plus 13 în acest moment. Faulta lui Tărăc asupra lui Rareș Pașca. Are această abilitate specială de a prinde de lângă jucători mai înalți decât el, Rareș Pașca. Foarte preocupat de recuperare. Tărăc schimbat. Todic este acum pivotul Clujului, Zupan. Pentru Markovic, cade Markovic și se dă out. A căzut cu mingea afară Radovan Markovic. Da, s-a împiedicat, se vede clar. Nu l-a încurcat pasajici, mai mult Jeanu l-a căzut pe el împiedicându-se de adversarul care era deja la podea. Adamović pentru Pasalic, acum mingea revine la Kalnichenko, aruncare peste inela lui Kalnichenko, Petrișor, Pașca, apare Markovic, minge întoarsă la Petrișor. Petrișor la 3 puncte. Ratează, vine Barnet și prinde, dar n-a avut cum să scoată de acolo. In extremis încearcă o pasă la care Cuti intervine cu piciorul. Adamović este faultat. Reușită de la distanță importantă a lui Filip Adamović. UBT Cluj încearcă să învingă încă o dată Oradea. Clujenii domină din punct de vedere moral acest duel contra orădenilor. Thank you.
Vine Uroš Lucic pe teren pentru Oradea, care îi mai are acum pe Petrișor, Barnet, Țibârnă și Marcovici în teren. Ratează Țibârnă Clujul cu Adamovici, Dykes, Baciu, Todic și Cuti. Adamovici. Înge scăpat afară. Marcovici. Petrișor. Înapoi la Marcovici. Marcovici îi trage din față lui Baciu. Nu știu dacă a văzut însă inelul din fața uriașului său adversar. Dykes atent în fața lui Marcovici. Baciu din nou. Dykes scoate. Numai el știe pe unde acest lay-up, care înseamnă încă două puncte pentru UBT Cluj. Dykes ajunge la 19 puncte înscrise în partida de astăzi. Și văd că SCM-ul Craiova a vrut să scape de BC Mureș. Asta este rolul victoriei pe care sunt pe cale să o obțină craiovenii, pe care chiar au obținut-o în acest moment. 75-62 au vrut să ajute Sibiul să urce peste Mureș în clasament și să îi întâlnească în primul tur de play-off. Altfel ar fi jucat cu rezervele craiovenii și ar fi pierdut cu BC Mureș, pentru a fi sigur că ei sunt adversarii în primul tur. Așa, Mureșul poate să cadă pe 6 dacă Sibiul bate Steaua la București, dar și acolo s-a terminat meciul. Steliștii au accelerat puternic în sfertul 4, pe care l-au câștigat 25-15. S-a încheiat partida din sala regimentului de gardă Mihai Viteazu. Steaua CSM Exim Bank 90, Atlasip Sibiu 74. Zeno. Ca aproape 6 minute din această partidă de la Oradea, Marcovici aruncă, dar după expirarea timpului regulamentar de atac. Clujul are 3 puncte și mingea. Kendall Dykes. Todic. Colescu înapoi la Todic. Adamovici scoate la Todic. Cuti de 3 puncte. Nandor Cuti ratează. Prinde Țibârnă și acum Mandache. Dă drumul repede la minge. Zeno primește de la Marcovici. Zeno! Perfect! Vă spuneam că știe mult basket Martin Zeno.
poate nu toată lumea și-a dat seama încă de la venirea sa la Oradea, de calitățile pe care le are, dar credeți-mă că arată jucător adevărat. Filip Adamović. Și este fault ofensiv acum. A treia greșeală personală. Un punct avantaj pentru UBT Cluj, ultimele 5 minute ale meciului. Pasa lui Zeno pentru Țibârnă. A ieșit foarte bine Todic, dar n-a reușit să țină și mingea. Marković pentru Țibârnă. Mandache. Lucic, elegant, stop shoot, ratat, Baciu nu poate prinde, Marković o face și este coș cu fault. Rade Marković îi provoacă o criză de nervi a lui Pașalić. Nu era neapărat treaba lui să prindă. Todic a plecat chiar de acolo. Poate că și Pașalić are partea sa de vină. În orice caz, a fost a cincea greșeală personală a pătrarului. Iată-l pe Mohamed Pașalić, cel care a înscris 12 puncte astăzi, peste media de 9 puncte, peste media stagională de 9 puncte. Aruncă Dykes, ratează, excelent, îl ține Țibârnă în spate pe Jigeranović. Acum Rade Marković pentru Lucic. Se scandează CSM din tribune. Zeno încă o dată se duce până în coș. Și este faultat. Iată-l pe americanul de 31 de ani. Cele mai multe puncte marcate de la venirea la Oradea, 17 contra Stelei. Marchează 2 din 2. Ajunge din nou la 17 puncte și a egalat cea mai bună performanță. La venire în România se cere abatere de pași de pe banca orădeană. Adamović pentru Jigeranović, contact cu Lucic. Cât de aproape a fost pivotul lui UBT să înscrie.
vedem acțiunea bună a lui Jigeranović. Zeno pentru Lucic. Fault jos, făcut de Todic. Două libere pentru Uroš Lucic. Transformată. Oradea și Clujul se luptă pentru o victorie de palmares. Locurile la finalul sezonului regulat sunt stabilite deja. CSM Oradea va termina pe 2, UBT Cluj pe 3. Știm și restul clasamentului. Pe 4 Craiova, pe 5 Mureșul, 6 Sibiul, 7 Galațiul și pe 8 Dinamo. Aceste 8 echipe mai pot spera la titlu și după finalul celei de-a doua părți a campionatului. Zeno continuă cu Mandache, primește Lucici, coboară Mandache, o pasă în colț pentru Marcovici. Ratează Marcovici, prinde Mandache! Un sfert, dacă nu chiar jumate din coșul lui Mandache, îi aparține lui Țibârnă, care a venit la urmărire, a luat om pe el, mingea l-a depășit însă și a ajuns la Mandache, care singur a marcat două puncte importante pentru echipa sa. Mandache are 10 puncte în acest moment, calcă afară Cuti și protestează apoi. Poate avem și o reloare în care să se vadă dacă a călcat sau nu afară Andor Cuti. Dacă nu ne dau colegii din care, înseamnă că n-am avut o cameră chiar pe linie pentru a se vedea corect exact ce s-a întâmplat. Clujul este în zonă, 2 minute și 15 secunde în acest moment până la finalul jocului, asta dacă nu vor fi prelungiri. Zeno, Mandache, top shoot al lui Mandache, ratează Andrei, recuperează Kalnichenko și acum Dykes. Dykes pentru Jigeranović, care și ia capac de la inel. S-a ridicat sub inel Ivan Jigeranović și a ratat un coș care ar fi apropiat Clujul la doar două puncte de Oradea. Zeno aruncă de două și marchează Martin Zeno la cea mai bună evoluție de la venirea în România. Dar vă spuneam despre el că este un jucător din categoria celor speciali care evoluează la noi. Categorie în care, și nu vreau să se supere cineva că am omis un anumit jucător, dar așa, pe repede înainte, îi mai introduc pe Dykes, Alhagi Mohamed sau Darius Hargrove. Adamović scapă această minge. Kindel Dykes de 3 puncte, ratează, Țibârnă îl ține pe Jigeranović și vede foarte bine asta Mircea Șerban. Zeno!
Ivan Șicheranović la linia de aruncări libere. Mâine două partide din Euroligă, Žalgiris Barcelona și Real Madrid Himki. Poimine, Olympiacos CSKA Moscova. Duminică începe Final Four-ul Cupei României. UBT Cluj versus BC Mureș, Târgu Mureș și Oradea Dinamo. Ambele partide transmise în direct pe DigiSport. Cele două meciuri de pe DigiSport 4 vor fi umplute, sau spațiul dintre ele va fi umplut de emisiunea Eurobasket, difuzată chiar de pe parchetul sălii Antonio Alexe din Oradea. Faulta lui Todic asupra lui Marković. Nu știu dacă e cea mai bună soluție să-l faultez pe Marković pe final de meci. Rade are și mână și psihic. Combinație perfectă pentru a nu avea mari emoții dacă ești fanul lui sau a echipei în care joacă. Cinci greșeli și Todic, al doilea jucător eliminat din tabăra lui UBT, după Pasalic. Dykes încearcă pe lângă Sean Barnett, are cum să marcheze și în fața lui Barnett, un jucător cu niște calități fizice comparabile cu ale sale. Dykes ajunge la 21 de puncte. Clujul însă este foarte aproape de o înfrângere. Înfrângere care devine aproape sigură după splendidul coș marcat de internaționalul Andrei Mandache. Este time-out cerut de Marcel Center. Dacă mai e timp pentru a întoarce acest rezultat, în orice caz este foarte, foarte complicat în acest moment să se întâmple așa ceva. Dar vă spuneam, rezultatul este unul exclusiv de palmares. Locurile în clasament se știu și o să le repet. Steaua CSM Exim Bank București, locul 1, va juca cu Dinamo, echipa de pe locul 8 în primul tur de play-off. Pe 2 termină Oradea, care va întâlni Phoenix Galați. Pe 3 UBT Cluj va juca în derbiul Ardealului cu CSU Atla Sibiu. Iar locurile 4-5 sunt ocupate de Craiova și Mureș. Cele două echipe se vor duela cu un eventual decisiv în bănie. Până la play-off însă avem Final Four-ul Cupei României, duminică și luni. Apoi spectacol dat de cei mai buni jucători din campionatul intern în All-Star Game marți. Ratează Kalnichenko, Barnett aproape să piardă în fața lui Dykes.
Din americana ieși mingea afară, din americanul Clujului. Markovic se descurcă bine, continuă cu Barnett și este un fault făcut pentru că mai sunt șanse teoretice. Aceste șanse vor fi anulate de o eventuală liberă transformată de Sean Barnett. Dacă le ratează pe amândouă, Clujul marchează de 3, mai face și o intercepție, mai marchează o dată de 3. Se poate să avem prelungiri, ar fi culmea. Dar noi vorbim deja de scenarii aproape SF. Dar uite că Barnett crește un pic tensiunea, ratând prima liberă, o marchează pe a doua și s-a scris soarta acestui meci. Adamović de la foarte mare distanță ratează, recuperează Mandache, un 3 contra 1, Barnett! Ratează Mandache pentru Markovic și se termină aici meciul. Victorie meritată, victorie frumoasă pentru CSM-ul Oradea în fața lui UBT Cluj, două dintre echipele mari ale campionatului nostru, două echipe care rămân în luptă pentru ambele trofee, Cupa României și campionatul. Eu sunt Ștefan Leca, vă mulțumesc că ați ales și astăzi transmisiunile postului nostru de televiziune. Nu uitați, mâine două meciuri de Euroligă, poi mâine unul. Duminică începe Final Four-ul Cupei României. Rămâneți alături de Digisport, rămâneți alături de basket.